începând de astăzi și 14 zile, deci până la Paște, aproape vom avea acțiune organizată cu Asociația Studenților Mediciniști. Aportul lor este foarte important pentru că, în primul rând, fac o extrem de importantă activitate de promovare. Promovare și această promovare o fac în rândul tinerilor. Adică folosind mijloacele de social media, da, aceste mijloace moderne de comunicare, ei promovează această activitate, atât condițiile de donare, cât și beneficiile, mai puțin materiale, că ele nu sunt materiale, ci mai ales pentru organism, pentru organismul celui care donează sânge. Deci aportul lor este deosebit, pe lângă faptul că o parte dintre ei devin donatori. Cât de mult crește în perioada asta numărul celor care vin să doneze? Am avut, într-adevăr, media este undeva la 30, zic eu așa, de regulă, 30-40. Însă, să nu vorbesc așa, într-un ceas rău să spun, în anul acesta, începând de fapt din decembrie anul anterior, am avut o creștere a numărului donatorilor, iar activitatea lor este deosebită, v-am spus, pentru că, în general, cei care vin sunt cei care știu, sunt donatorii noștri obișnuiți. Fie că sunt donatori fidelizați care donează la 3 luni, fie că sunt cei care donează de 2 ori pe an sau măcar o dată pe an, ei știu și vin. Dar ceea ce fac ei și este un lucru extraordinar, aduc noi donatori. Și acești donatori sunt tineri, iar dintre acești donatori, o parte dintre ei pot să intre într-una din acele categorii. A donatorilor ocazionali, adică care mai donează când își amintesc sau au ritmul dumnealor de organizare din acest punct de vedere, sau al donatorilor fidelizați, cei care donează din 3 în 3 luni. A crescut numărul celor care au nevoie de sânge? Cum să vă spun, nu a crescut, dar există în permanență o nevoie permanentă de sânge. De ce? Pentru că, sigur, este posibil ca numărul cererilor să fie mai mare. Noi oricum nu onorăm. Noi onorăm cam 25% din solicitări. Singurul produs pe care îl onorăm în întregime este plasma. Nu onorăm toate solicitările. Nevoia este foarte mare, foarte mare. Câți donatori ar trebui să fie într-o zi ca să faceți față oarecum solicitărilor? Măcar 80. 80, 90. Deci dacă am avea 90-100 pe fiecare zi, am asigurat confortabil, nu în întregime, dar am asigurat în cea mai mare parte, adică nu 25%, ci 75-80% din nevoile pacienților din spitale. Și cel mai puțin, câți ați avut într-o zi aici la centru? Deci anul acesta este prima oară când am avut 15 donatori. Într-una din zile, o singură zi, dar zilele mai proaste altădată erau zilele în jur de 20-25, așa. Deci eu am zis o medie de 30. Avem mai mult, dar vă spun, avem și 50 și 60. Dar anul acesta am avut un număr mai bun de donatori. Am avut și în ianuarie și în februarie un număr peste 900, 975, 964. Eu consider că beneficiile pentru sănătate sunt mult mai importante. Adică pentru hipertensivi și mai ales pentru hipertensivii de stadiu 1, adică cu o valoare sistolică până la 170 și o diastolică până la 100, este un beneficiu extrem de important pentru că luându-le acest volum de sânge și dacă o fac și dintre între luni, nu mai au nevoie de a lua medicamente sau de a mânca nesărat. Nu este obligatoriu să dai sânge, dar dacă dai sânge, faci un gest deosebit și la rândul dumitale ai putea să beneficiezi sau cineva din familia respectivă poate să beneficieze de gestul acesta făcut de altcineva.